Bună ziua, stimați reprezentanți mass media, stimați dragi cetățeni. Astăzi am venit cu o următoare inițiativă legislativă pe care vreau să o prezint. Dar pentru început o mică introducere. Știți, odată cu pandemia, odată ce a lovit această pandemie, noi cu toții și în primul rând decidenții, în primul rând cei care trebuiau să facă legi bune și să le implementeze, au înțeles în sfârșit că ar fi fost o idee excelentă ca noi de mult să fi făcut această tranziție la digital. De mult să fi avut interacțiune cu statul și cu instituțiile statului în regim online. Doar că, din nou, am mers din urma trenului, să spunem așa. Pentru că pandemia a lovit și în continuare oamenii noștri erau forțați de circumstanțe să stea în rânduri, să se îmbolzească și asta a devenit un risc și nu doar de corupție, dar și de sănătate publică. Asta în timp ce alte țări deja de 20 de ani înregistrează afaceri online, votează online și multe alte servicii. Sunt țări în care practic nu există aproape niciun serviciu care nu este disponibil calitativ online. Noi în continuare umblăm și ne îmbulzim prin rânduri la ghișee. Asta nu este normal. Din acest motiv, noi recent am înregistrat o primă inițiativă legislativă, așa zisul pachet cu privire la digitizarea economiei, care modifică mai mult de 30 de legi, care a fost deja votată în prima lectură și intenționăm să-l aprobăm cât mai curând în a doua lectură, după ce se elimină și se ajustează toate neclaritățile și toate sugestiile sunt luate în considerație. Dar nu ne vom opri aici, pentru că pandemia trece, COVID-ul trece, dar corupția și birocrația o să rămână. Și de aceea digitizarea și tot ce ține de modernizarea modului în care economia aceasta funcționează, modul în care statul comunică cu fiecare cetățean și cu fiecare antreprenor, ține nu doar de prezent și de adresarea provocărilor actuale, ci de viitor în primul rând. Și noi suntem foarte mult în urmă și ar trebui să accelerăm. Noi ar trebui să mergem foarte, foarte rapid în ceea ce de mult este normalitate în alte state. De aceea, astăzi vă prezint o altă inițiativă pe care am registrat-o chiar ieri cu colegii, ceea ce ține de așa zisele extrase. Orice persoană care a avut de-a face cu administrarea unei afaceri, care a avut de-a face cu birocrație din țara noastră, știe foarte bine acest fenomen pe nume extras. El este enervant, el este complicat pe alocuri și foarte inutil în secolul 21, atunci când informația deja este deținută de stat. Mergi la un ghișeu ca să iei informația care ți aparține ție și să-l duci la alt ghișeu. Asta este foarte așa succint și figurat fenomenul acestor extrase care trebuie prezentate luate de la o instituție de stat și prezentate deseori în altă instituție de stat. De aceea, intenția noastră prin acest proiect care l-am înregistrat ieri este să, de fapt, o să eliminăm aceste extrase, dar în practică ele vor fi digitizate astfel încât să reprezinte un minim disconfort pentru antreprenori și pentru cetățeni și un minim risc de corupție. Cum asta se întâmplă? Deci noi vorbim în primul rând de următoarele documente. Certificatul privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat. Acea hârțoagă pe care o solicităm dintr-o instituție pentru a putea interacționa cu statul prin intermediul altei instituții. Orice antreprenor știe foarte bine cât de inutil este această hârtie, pentru că statul deja deține această informație.
Da? Această informație este la stat. Noi, în calitate de antreprenori, mergem la fisc, solicităm informația ca să o putem oferi în altă instituție de stat. Este în cel mai bun caz o lipsă de respect față de timpul antreprenorului, care ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea afacerilor și pe creșterea lor. Al doilea, extrasul din registrul bunurilor imobile. Informația privind stadiul de cotizare, al treilea extras. Cazierul judiciar, informația din registrul de stat și din actele de constituire ale persoanei juridice. Deci toate aceste documente, prin această inițiativă, ele vor fi digitizate, va fi posibilă generarea și descărcarea lor în format electronic, semnată prin intermediul cabinetului personal al antreprenorului sau al cetățeanului, astfel încât la un click distanță această informație să fie deja disponibilă cetățenilor și antreprenorilor și foarte, foarte important, la momentul actual nu există motive ca acest serviciu să coste. Deci acest serviciu electronic trebuie să fie fără plată. De asemenea, prin proiectul pe care îl prezint astăzi, introducem modificări la codul de executare al Republicii Moldova, care au menirea de a crea condițiile legale pentru utilizarea instrumentelor electronice în interacțiunea autorităților și instituțiilor publice cu executorii judecătorești în contextul procedurilor de executare. Asta la fel este o problemă foarte mare, pentru că deseori această interacțiune este doar pe hârtie și nu din cauza că nu este posibil în alt mod. Deci acesta este foarte pe scurt conceptul inițiativei pe care am înregistrat-o ieri și care sperăm foarte mult să devină realitate cât mai curând. Cu siguranță în toamna aceasta intenționăm să o votăm în lectura a doi. Asta am vrut să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult!